Și pe înalt transmisitul arhiepiscopul și
mitropolitul nostru Laurențiu, să pomenească Domnul Dumnezeu cu împărăția sa. Pe poporul amânt drept credincios pe pretutindenea, pe ofrumuitorii țării noastre, pe mai mari orașelor și al satelor, și pe oastea cea iubitoare de Hristos, să pomenească Domnul Dumnezeu și împărăția sa. Iar mănac, preoțelul, diacon, diacon, mănac și mănahii, pe tot clerul bisericesc și cinul morahal, se pomenească Domnul Dumnezeu pentru împărăția sa. Pe cei ce au adus aceste cinstite daruri și pe cei pentru care s-au adus, vin și adormiți, pe fiecare după numele Său, să-i pomenească Domnul Dumnezeu și împărăția sa totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
Oh,
odihnire cu înțelepciune să luăm aminte. Credem cu Dumnezeu, Tatăl Atotzitorul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-un Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină de lumină, Dumnezeu adevărat, prin Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zile lui Pontiu Pilat, a pătimit și s-a întrupat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și șade la dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl cucede, ceea ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și stăpânit, care a trăit prin proroși, într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc cu modestie iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului și va să fie. Amin. Să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte spre întașa.
ție te aducem pe toate și pe toate. Yeah, so.
fie milele mare lui Dumnezeu și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, cu voi, cu toți. Și cu Duhul tău. Pe toți Sfinții povenindu-i iar și iar cu pace Domnului să le Domnului să le plecăm.
pentru Hristos Domnul, onorați membrii ai Parlamentului României, mulțumate domnule primar, onorate oficialități, iubiților credincioși și credincioase. Ziua de sărbătoare așezată astăzi cu multă cinstire în calendarul Bisericii Creștine, care reprezintă nu altceva decât cinstirea unuia dintre cei mai mari sfinți ai Bisericii Creștine, Sfântul Ioan Botezătorul, despre care Mântuitorul Iisus Hristos a afirmat că este cel mai mare om născut din femeie până la venirea sa, ne adună aici în biserică. Și nu într-o biserică oarecare, ci în biserica sufletelor noastre. Pentru că biserica cu hramul Adormirea Maicii Domnului din Brad este legată sau noi de ea, într-un fel sau altul, fiecare în trecerea pe fața acestui pământ. Fie că cei care au ostenit și au slujit aici au trecut la cele veșnice și cărora le purtăm amintirea noastră, fie că noi înșine, într-un fel sau altul, la anumite momente din viața noastră, am pășit aici în Sfânta Biserică. Sărbătoarea de astăzi, întreite de altfel în cinstire, este un moment de aducere aminte a tuturor celor care ne-au adunat astăzi aici. Așa cum spuneam, cinstirea cea din tâi a Sfântului Proroc Ioan Botezătorul, pe care Biserica o așează în atenția noastră, apoi vizita întâi stătătorului Eparhiei Debei și Hunedoarei în persoana preasfințitului Episcop Curie, care se petrece, iată, la un răstimp de 2 ani de zile, în mijlocul nostru al tuturor, pentru a săvârși liturghia ierească înconjurat de preoții slujitori. Și bucuria aceasta nu poate fi altceva decât înălțarea duhovnicească pe care slujitorii Sfântului Altar împreună cu credincioșii o au, ori de câte ori asemenea eveniment se întâmplă în viața lor. Pentru că acolo unde este episcopul, acolo este și biserica. Și nu în ultimul rând, această prezența noastră astăzi aici în biserică se datorează și faptului că am venit să dăm slavă lui Dumnezeu pentru binefacerile revărsate asupra noastră, fie în mod personal, fie în mod particular, fie în mod obștesc. Biserica din Brad, cea care s-a dăinuit în perioada anilor 24-29, prin jertfa înaintașilor noștri și prin osteneala vremnicilor de pomenire slujitori a ei, cei care au trecut la cele veșnice, a continuat să fie mereu biserica în care s-au adunat moșii și strămoșii noștri. Și n-aș greși, cred, dacă aș spune că ea a reprezentat un moment de referință, nu numai din punct de vedere al arhitecturii, nu numai din punct de vedere a faptului că în jurul ei s-au desfășurat atâtea evenimente religioase, culturale sau obștești, ci și pentru faptul că ea a reprezentat un punct de referință și pentru parohiile din Brad sau din jurul Bradului, aici stăinuind de foarte mulți ani și un centru protopopesc. De aceea, vrednicii slujitori care înaintea noastră au onorat nu numai cu prezența lor, dar și cu osteneala lor toată această lucrare, ne-au fost pentru noi, poate cei mai tineri, un exemplu pe care l-am urmat în viața noastră, împreună cu ei aici învățând din tainele Împărăției lui Dumnezeu sau din lucrarea liturgică și administrativă. În calitatea pe care o am și ca invitat
aici de actuali slujitori ai altarului și împreună cu mine și ceilalți în ziua de astăzi, venim să dăm slavă lui Dumnezeu și să mulțumim, pe de o parte, gazdelor, pe de o parte, dumneavoastră, bunilor credincioși, care cred că nu ne-ați uitat. Nu pentru că am fi făcut noi ceva deosebit și special eu, ci pentru că am păstrat o unitate a credinței și o tradiție statornicită aici, în mijlocul dumneavoastră, de cei pe care i-am pomenit și pomenim mereu. Am venit aici în urmă cu 30 de ani și am găsit aici, în fața Sfântului Altar, pe cei care i-am privit mereu ca părinți spirituali. L-am găsit pe vrednicul de pomenire, arhidiaconul Ștefan, pe cel care a fost slujitorul acestei sfinte biserici. L-am găsit pe părintele Ioan Sanciu, vrednicul de pomenire, care s-a străduit cu timp și fără de timp și a lăsat aici, în această biserică și în parohie, o lucrare deosebită de organizare cu totul la parte. L-am găsit aici pe vrednicul de pomenire, părintele Liviu Botura, protopopul Radului, cu care am slujit împreună și la care am învățat multele tainele Împărăției lui Dumnezeu și a slujirii liturgice. Și apoi, după ce Dumnezeu i-a chemat la liturghia ierească, într-un Împărăția lui Dumnezeu, am continuat această lucrare cu părintele Ioan Jorza, protopopul, și cu ceilalți împreună slujitori aici, în Brad. Părintele Remus Cor, apoi părintele Gheorghe Stan și, nu în ultimul rând, părintele Alexandru Lilia. Iată-ne acum cu toții, n-aș zice la un bilanț, pentru că nu putem să spunem acest lucru, ci la o continuare a unei lucrări pe care cei pe care i-am pomenit și pe care noi am pomenit mulți la număr, împreună cu dumneavoastră, care prin jertfa cinstită a muncii dumneavoastră n-ați făcut altceva decât să împodobiți această biserică cu tot ceea ce ea are la momentul de față. Dar mai presus de toate, ați împodobit-o și ați înnobilat-o în nu puteam să săvârșim nimic din ceea ce este astăzi. De aceea, pentru că suntem astăzi la această rugăciune și de mulțumire, trebuie să aducem această mulțumire în primul rând lui Dumnezeu. Pentru toată darea cea bună și pentru tot darul cel de săvârșit. Să mulțumim tuturor acelora care în timp au fost alături de această biserică și parohie, de la zidirea ei, de la înfrumusețarea ei, de la dotarea ei, de la oborul pe care și l-au adus fiecare în parte și toți deopotrivă pentru că ea să arate așa cum este astăzi. Și cu speranța că și pe viitor, dumneavoastră, fie că locuiți aici, fie în alte părți ale țării, unde Dumnezeu v-a rânduit cu lucrarea și cu misiunea împreună cu cei dragi ai familiei, și care n-ați uitat niciodată că aici în Brad
Poate ați văzut lumina zilei, poate ați primit în poarta de intrare în creștinism taina Sfântului Botez în această biserică, poate ați primit binecuvântarea preotului în taina Sfintei Cununii. Și aducându-vă aminte mereu de toate aceste lucruri, vă reîntoarceți din nou și cu rugăciunea, și cu dragostea, și cu obonul dumneavoastră săvârșit pentru preamărirea lui Dumnezeu și într-o slavă pe care datori suntem fiecare dintre noi să-i o acordăm. De aceea, pentru că astăzi mi s-a încredințat această onoare din partea preasfințitului episcop Gurie al cetății Devei și a tată Bunătoarea, să spun câteva cuvinte ca unul care în nevrednicia mea am slujit și eu aici o bună bucată de timp. Doresc ca să aduc mulțumiri lui Dumnezeu pentru toate câte le-a revărsat asupra noastră. Să mulțumim preasfințitului nostru episcop Gurie, pentru că așa cum a făcut-o din totdeauna în purtarea de grijă și în dragostea părintească pe care o are față de toți fiii bisericii, cu precădere față de cei din Episcopia Devei și Hunedoare, care a fost încredințată spre păstorire de Dumnezeu și de preafericitul nostru părinte Daniel, Patriarhul României. Pentru că astăzi a găsit de cuvință să fie în mijlocul nostru și în fruntea soborului de preoți și diaconi să săvârșească arhiereasca liturghie și împreună cu dumneavoastră să înălțăm o rugăciune în fața lui Dumnezeu cu binecuvântarea lucrărilor ce s-au săvârșit aici. Nu pot să nu amintesc și să aduc slavă și mulțumire lui Dumnezeu în egală măsură și preasfințitului, în al preasfințitului arhiepiscop Timotei al Aradului, sub a cărui purtare de grijă, județul Hunedoara s-a aflat pe parcursul celor 25 de ani și cu a cărui binecuvântare m-am aflat și eu aici, în calitatea de fiu și duhovnicesc ascultător al înaltea Sfinției sale. De asemenea, doresc să aduc, dacă mi este permis, mulțumiri tuturor acelora care au fost alături de noi, deși sunt convins că lucrul acesta se va face de cei mai îndreptățiți ca mine pentru sprijinul și ajutorul pe care l-am primit în diferite perioade de timp pentru lucrarea pe care Biserica o săvârșește în mijlocul fiilor ei duhovnicești. Aducând mulțumiri încă o dată lui Dumnezeu pentru toate, să-i dăm slavă pentru că ne-am prelincit să fim astăzi aici în această zi de sărbătoare, de praznic și de întreită cinstire. Amin. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.